O adevărată petrecere de Halloween a avut loc în casa unui localnic din comuna Ciura. Bărbatul a vrut să le facă o surpriză nepoților săi, așa că a cumpărat câteva jucării mai speciale și le-a adus în sufrageria casei. Alături de cei doi nepoți au fost și două fetițe. Am vrut să aduc această sărbătoare și la mine în familie, Halloween, și le-am luat nepoțiilor mei, unul de 5 ani, unul din un an jumate, niște jucării. Un lup, care tot timpul, ca să-i sperii pe ăștia mici, le spui vine lupul, vine lupul, și două schelete. Dar ei sunt năstrușniși și nici pe departe nu s-au speriat de aceste jucării. Și vreau să vă spun că au fost foarte încântați. Bucuria a fost maximă, dovadă fiind și fotografiile făcute la final, în care cei patru prichindei zâmbesc fericiți.